Bragă, o băutură pe care o consumau odinioară soldații otomani ca energizant. Rețeta este veche de sute de ani și a rămas neschimbată până în zilele noastre. Se poate prepara în două sortimente. Dulce, dar și ușor fermentată, cu gust acrișor. Este făcută din făină neagră și făină de porumb sau mălai. Este îndulcită cu zahăr și apoi parcurge mai multe etape. Fierbere, mixare, filtrare. Destul cu prezentarea produsului, să intre în scenă unul dintre făuritorii de bragă, producător care știe toate secretele. Ceea ce am încercat noi să facem este, pe lângă a produce bragă, a face o recuperare culturală care să conțină întregul context în care s-a băut bragă, întregul context al bragagiilor de altă dată, cine a făcut-o, de unde a fost, de unde a venit și cum noi am profitat de acest produs și l-am făcut popular în partea de sud a țării. Cine a scris despre bragă? Sunt o grămadă de scriitori, sunt expresii precum ieftin ca braga, care s-au păstrat și atunci când produsul nu mai exista pe piață, dar expresia a continuat să fie. Avem, de exemplu, o rasă de porumbel care se numește bragagiu românesc, grație penajului de culoarea bragăi și a faptului că este un porumbel extrem de vioi, extrem de activ. Da, ca și bragagiu care umbla toată ziua pe străzi. Și strigau bragă rece cât este ziulica de lungă, având cu predilecție clienți copii. Pe atunci era așa de ieftină încât bragagiu încrusta pe o ulucă câte pahare de bragă beau copiii respectivei familii și la un moment dat când se aduna un număr de bețișoare l-anunța pe tată că trebuia să plătească un bănuț pentru ce băuseră copiii.